Grav accident de circulație în Iași unde două autoturisme s-au ciocnit într-o intersecție. Totul s-a petrecut după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate în trafic. Mașina lui a fost izbită violent de un alt autoturism. Ceilalți șoferi au oprit și au sunat la 112. Pompierii, medicii și polițiștii au ajuns de urgență la fața locului. Unul dintre pasageri a suferit mai multe răni și a fost transportat la spital.